Salut, Nedin! Salut! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea să ne prezinți această mașinuță. Spune-ne, te rog, ce avem aici? Avem un Audi S5. Da. 2014. 2014 mașina. Cu motor de? Motor de 3000, benzină, compresor. Compresor mecanic, nu este turbo. Da, compresor mecanic. Care stoc dezvolta? 333 de cai. 333 de cai. Și un cuplu de 440 de newton. Oh, destul de mult. Frumușel. Și din vorbele tale am înțeles că mașina este acum puțin, ca să spun așa, modificată. Da, are un Stage 2 Plus făcut la Revo. A, un soft, adică? Soft plus anumite componente, gen downpipe-urile, răcirea. Am înțeles. Și softul, bineînțeles, care este Stage 1. Și ai măsurat? Și am și admisia schimbată. Ai măsurat mașina să vezi de colistat, da, cât are acum? Mașina a fost măsurată, a fost pusă pe dyno în București și funcție de combustibil a dus de la 430 la 480 de căluți și un cuplu de 550 de newton. A câștigat foarte mult. Da, în jur de 100 și ceva de căluți și tot așa și la cuplu. Adică, practic, tu ți-ai făcut un RS5. Aproximativ, este acolo. Da. Da, este cea mai bună soluție asta. Da, e cam maximul ce se poate scoate din mașinuța asta. Mai sunt câteva, din câte am citit și m-am documentat, se mai pot adăuga câțiva căluți, undeva de 40 de căluți, se duce ce am văzut la 520 maximum. Am înțeles. Te gândești de pe viitor să, nu știu, să mai modifici ceva la ea sau nu? Eu sunt mulțumit, eu am făcut-o pentru mine, pur și simplu pentru bucuria mea. Da, am înțeles, și... nu te-ai gândit să te duci la curse sau... Nu, nu. Dar spune, te rog, că așa te-am cooptat și noi ca să putem să facem un clip cu tine. Culoarea asta de pe mașină e ceva care sare în ochi, e extraordinar. Da, este o culoare, să zic galben, așa, nu știu. Nu știu exact nuanța, da. este o culoare specială și este ceva într-adevăr foarte unicat. Mai este un Audi cu aceeași colant, că este, mașina este colată, dar este pe MOV, este în Prahova. Mi-a plăcut foarte mult colantul respectiv, da, și am ales pe galben. Un Aprec. Exact, este un A6 MOV, da, de Prahova, foarte frumoasă mașina și mi-a plăcut foarte mult colantul respectiv și am ales, dar am schimbat nuanța, ca așa e frumos, să fie mașina diferită față de altele. Noi am mai filmat niște modele de la Audi, tot așa, de performanță de la ei, adică S sau RS, și ca de obicei, primul lucru în care, când intri într-o mașină de celor de la Audi, ești, după cum vezi, înconjurat de lux, ca să spun așa, cu toate că ești într-o mașină sport. Da, este foarte confortabil. Exact. Ai toate dotările de lux de care ai nevoie într-o mașină, inclusiv la unele chestii văd carbon, trimurile astea. Deci ai exact combinația între lux și sport. Da, din cauza asta am și ales să fac galben și carbon mașina, pentru că prezintă și pe interior elemente de carbon. Ce am uitat să spun, și cutia are soft. Chiar că spune-te, rog, cutia este în câte trepte? Este pe sport, este în 6 trepte, iar pe drive și efficiency merge pe 7 trepte. Am înțeles, am înțeles. Deci noi acum, uite, suntem în drive, da? Da. Dacă o dau pe manual, da? Dacă dai pe manual, se va tura foarte frumos. Haide. Deci asta sunt decât downpipe-urile schimbate, nu? Doar downpipe-urile schimbate, evacuarea originală, deci nimic. Dar ai apucat mașina să te-ai bucurat mult de ea, de exemplu, cu evacuarea stoc? Nu, deci cum am luat mașina, i-am făcut stage-uri. Nu, eram curios să te întreb dacă la fel se aude și stoc? Pe stoc nu, downpipe-urile le-am schimbat după aproximativ 3 săptămâni și se aude puțin mai agresiv acum. Încă o chestie interesantă, este prima oară când mergem cu, să spun celor care nu vezi, este prima oară când mergem cu un Audi S5. Până acum, când am filmat RS-ul 6 și 7, ele vin cu turbo. E asta, schimbare compresor mecanic. Ce înseamnă asta? O să observați imediat. Are accelerația instant, ca un aspirat. Instant. La turbo știi că ai acel lag. Da, exact. E, asta nu are absolut deloc. Nu, accelerează instant.
constant. Nu există nicio pierdere. Nu există absolut deloc nicio pierdere, exact asta vreau să spun. Senzațional. Deci trage exact. Da, la ce unde începe ea să piardă? Că am mers destul de tare cu ea și am văzut că ea trage în continuu la fel. Trage continuu la fel. Problema este dacă nu schimb la timp, ea este are o limită la 7000 de ture. Dacă nu schimb, ea nu schimbă automat, dar are un lag, exact acolo, la 7000. Înțeles. Dacă nu schimb la timp, are un lag. Oricum am observat o chestie la ea. Cutia este gândită în așa fel încât cum mergem noi acum pe manual, în caz de tu, nu știu, uiți să schimbi. Da, se schimbă singur. Da, te lasă câteva secunde, am văzut un moment. Asta în cazul în care folosești padelele. Dacă o treci pe manual cutia, schimbător, da. Dacă îl schimbi pe manual, rămâne pe manual. Am înțeles. Da, deci noi acum suntem pe manual, da? Acum s-a trecut singur în drive. Da. De cât timp ai tu mașina? De un an de zile. Am înțeles. Dar nu... N-ai folosit-o gen pe circuit sau? Nu, eu am făcut-o pur și simplu pentru distracția mea, să ce mi-a plăcut mie, deci nu n-am făcut niciodată ceva vreun drag race legal. Oricum, asta înseamnă că nu ai avea cu ce, mașina trage da, foarte deci bine. Eu am făcut-o pur și deci simplu. Chiar nu mă așteptam. Da, pur și simplu să o am pentru bucuria mea. Înțeles. Și culoarea la fel am făcut-o pentru că erau foarte mulți care o confundau cu un A5 simplu și în trafic mă cam șicanau, să zic așa. Am înțeles. La interior chiar mă uitam acum. E o combinație foarte interesantă între gri sau alb, nu văd bine ce este, nu dau seama. Este un crem. Crem. Și scaunele sunt cele de S, dar nu sunt cele cu tetieră sport. Sunt cu tetieră normală. Dacă observi. Am înțeles, da, se observă asta. Chiar ai adus tu vorba, lumea caută la semafor, nu? Da, și din cauza asta am vrut să o fac o culoare specială ca să nu mai... E deranjant când îi vezi că vin lângă tine și șturează mașinile, deranjează și pe ceilalți. Că eu, pe mine, practic, îi ignor, dar deranjează și pe ceilalți participanți la trafic. Și ca să nu stau să mai mă supăr cu vreunul din ei, are fulminant. Da, deci cum ai apăsat, el nu, el a plecat instant. Exact, deci exact. Nu. Asta este singura și ce probabil cea mai tare chestie la motoarele astea. Trage inclusiv de jos, nu mai are absolut deloc lagul acela. Exact, dar limitează și dacă aveai turbină, puteai să lucrezi la turbină și să crești puterea, da, mai mult. Da, o turbină hibrid, dar da. Oricum cu cât le pui turbine mai mari, cu atât lagul devine mai mare. Da. Dar eu sunt mulțumit, eu am făcut-o, e o mașină, da, pe este stradă, o mașină, e o mașină exact, care exact, îți oferă și confort. Exact. Deci nu... Chiar nu ai nevoie de aia, mai ales în condiția în care te-ai spus că tu nu mergi pe circuit cu ea. Exact. Cu toate că n-a stricat odată să duci la un drag racing sau... Da, eu sunt șofer de stradă, nu sunt șofer de racing, nu, chiar nu știu să merg foarte sport cu ea. Mamă, deci cum se aude compresorul ăla? Sincer vorbind, nu i-am făcut niciodată launch control. Da. Da, încă o chestie, apropo, da, de asta, să spunem celor care ne urmăresc, cei de la Audi, mulți ne-au întrebat, inclusiv în comentarii, de ce nu am făcut launch control cu R6 și cu R7. Nu am făcut launch control cu ele pentru că mașinile nu au launch control. Doar astea, S5-ul, S6-le, S7-le au launch control pentru că au cutie cu dublu ambreiaj. Doar la cutiile cu dublu ambreiaj au opțiunea de launch control, setarea de launch control. Mașina, n-ai făcut niciodată launch control cu ea? Personal n-am făcut niciodată launch control cu ea. Ok, să te aștept la... a făcut cineva, mi-a arătat cum se face, într-adevăr e un șoc foarte mare, deci e da, o plecare... Este altă mașină. Deci da, este altă mașină, exact, nu se compară cu absolut nimic. E demențială plecarea. E... La launch control, ține cont, mașina, calculatoarele practic, pun puterea, o calculează și să nu derapeze în același timp și mașina pleacă cel mai eficient posibil. Adică tu dacă ai încercat tu singur să pleci cu ea cât mai eficient posibil, nu ai putea să faci asta. În schimb, calculatoarele, asta e opțiunea launch control. Fai, deci nu mai saturează niciodată.
mașina este 4, nu? Exact. N-ai avut treabă iarna asta? Nu există probleme. Are, stă foarte bine și în curbe, are diferențial sport. Deci nu... Am înțeles. Chiar m-am bucurat că am prins și iarna acasă, am putut să mă bucur puțin de sistemul 4. Ce să zic, Aidin? Mulțumesc frumos. Mulțumesc că ai acceptat încă o dată să reprezinți bijuteria asta. Sper să ne regăsim cu o altă mașină dacă vreodată vei vinde și îți vei lua altceva, că bănesc că acum numai pe ăsta o să mergi. Din ce în ce mai mare. Mulțumim frumos. Până data viitoare, vă spunem la revedere.